Reprezentanții Guvernului României declară că nu este în competența Guvernului să stabilească valoarea de plafonare a tarifelor RCA și este inadmisibil să îi se solicite Guvernului acest lucru. Poziția oficială a executivului referitor la protestul transportatorilor a fost astăzi publicată. Guvernul declară că problema RCA trenează de multă vreme din cauza incapacității instituțiilor responsabile de a gestiona această situație. Sperăm ca prin acest proiect de ordonanță să evităm protestele pe de-o parte și pe de altă parte să creăm cadrul normativ imediat. Reprezentanții Guvernului declară că acesta nu se poate substitui instituțiilor care trebuie să-și asume responsabilitatea rezolvării problemelor dintre asigurători și transportatori. Sunt discuții pe acest subiect care trenează de luni de zile, deja de la începutul anului. O situație care, vreau să fiu clar, nu a fost creată de guvern și nu depinde de guvern. Poziția oficială a Guvernului României referitor la protestul transportatorilor a fost publicată astăzi într-un comunicat de presă. Mai mult, în comunicat se arată că problema RCA trenează de multă vreme din cauza incapacității instituțiilor responsabile de a gestiona această situație. ASF-ul, care are responsabilitatea de a supraveghea și instituțiile de asigurări obligatorii, inclusiv pentru asigurările obligatorii, acolo ar fi trebuit luate măsuri după discuții și cu transportatorii și cu asiguratorii pentru a se evita să ajungem în situația în care suntem în momentul de față, situație de conflict. Guvernul a adoptat ieri o ordonanță de urgență tocmai pentru a crea cadrul juridic care să permită rezolvarea acestor probleme după consultări cu transportatorii, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Consiliul Concurenței. Vom veni în acest proiect de ordonanță și cu propunerea de a îngheța prețurile primelor de asigurări obligatorii pentru o perioadă de 6 luni. ASF-ul va trebui să vină cu un calcul al costului mediu pentru diferitele categorii de asigurări, prețul de referință la nivelul căruia să fie înghețat nivelul prețului pe care îl vor plăti asiguratorii. Ordonanța reflectă solicitările transportatorilor, respectând legea și rolul tuturor instituțiilor implicate. Nu este în competența guvernului să stabilească valoarea de plafonare a tarifelor RCA și este inadmisibil să îi se solicite guvernului acest lucru. Această chestiune trebuie clarificată de ASF, se arată în comunicatul de presă. Stabilirea prețurilor, cerere formulată astăzi în petiție adresată guvernului, nu este în atribuțiile executivului, ci în ale Autorității de Supraveghere Financiară, care are cadrul legal să intervină.